Salutare și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu. Astăzi să vă arăt ceva mai special. Un cadou pe care l-am primit eu de Crăciun. Și anume un alt proiect. O să vă arăt un mic indiciu să vedem dacă ghiciți despre ce mașină este vorba și vă rog să lăsați în comentarii. Cam asta ar fi cheia mașinii. Cred că v-ați prins deja dacă urmăriți clipurile mele. Și cred că cei mai mulți dintre voi ați și ghicit, este vorba despre un alt smart. De data asta o mașină mai deosebită. Care are și un body kit. Roți Brabus. De pe aici. Mare defecțiuni pe la partea estetică. Na, este și o mașină destul de veche, este fabricată în anul 2000. Deci, impecabilă nu prea are cum să fie. Are plafon de sticlă, ceea ce este un lucru foarte fain. Are proiectoare cu Angel Eyes. Farurile sunt normale. Are diferite imperfecțiuni la partea estetică, mai are pe la praguri, pe la aripă, dar v-am zis, sunt lucruri normale, având în vedere că mașina este fabricată în anul 2000, ce au trecut destul de mulți ani, are aproape 24 de ani. Este un fel de smart retro. Hai să o și descuiem. Cam așa arată și în interior. Cine a avut-o înainte a investit ceva bani în ea. I-a pus scaunele acestea de piele. Fețele de uși din piele. Bordul îmbrăcat în piele. Are plafonul panoramic. Parasolar. Pe bord are 136.000 de kilometri. Aici a pus un dispozitiv foarte interesant care arată multe informații. Turația motorului, viteza, voltajul bateriei și cât încarcă, temperatura lichidului de răcire. Hai să dăm și o chestie dacă pornește. A pornit destul de greu, probabil că e și bateria pe ducă. Și bineînțeles că eu nu puteam să cumpăr o mașină bună. Mereu cumpăr ceva defect. Și uite asta, după cum vedeți, are aprins smart-ul de ABS. Și totodată are o problemă. Nu intră în viteză. Am dat de schimbător în stânga, să pun un drive și apare 0. Când dau un reverse, tot 0. Nu am pus încă testerul, dar suspectez că ar fi defect contactul de la pedala de frână. Că atunci când nu calci frâna, îți apare 0 pe bord. Mai am un test de făcut. Și anume să văd dacă funcționează stopurile pe frână. Ia, nu știu cum să și apăs pe frână, să și mă uit. Am pus mâna aici. Și nu, se pare că nu funcționează. Deci mai mult ca sigur că switch-ul este de la pedala de frână, contactul la pedala de frână este defect. Totodată voi pune și testerul să vedem de ce s-a prins markerul de la ABS. Nu știu exact dacă este
legat de acest fix sau nu? Acum scoate pe esterețe afară și scoate abur. Pe aici se aude ceva uruind, un rument sau ceva care uruie. Am și această pusă de la bara din spate, e în interior. E pe aici ea, dar din păcate a fost spartă pe aici, pe fisurată, și o să trebuiască să o repar și să o revopsesc. Cam asta ar fi. Hai să vă arăt cum se văd și acele angelizer din proiectare. Se văd destul de fain. Cam asta e, voi face și alte videouri în care vă voi prezenta mai multe lucruri cu ea. Mașina asta voi face cum doresc eu să fie. Momentan e așa cum am cumpărat-o. V-am prezentat așa cum am cumpărat-o, urmează mai multe lucruri să facem pe la ea. Dacă vă place acest clip, vă aștept și eu cu un like, un share și un subscribe. Mulțumesc!